După ce săptămâna trecută, timp de 2 zile, angajații Spitalului de Boli Infecțioase din Brașov au protestat nemulțumiți de zilele de concediu pe care le au și de sporurile pe care le primesc, astăzi a venit rândul managerului Ramona Ionescu să aducă lămuriri cu privire la situația neplăcută creată de angajații spitalului. Alături de ea la conferința de presă s-a aflat și Adrian Gabor, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, care a lămurit problema sporurilor pentru medici și asistenți. La nivelul întregului Consiliu Județean și în toată țara este în asta, noi nu putem să depășim un plafon de 30% prin sporuri pe toate unitățile din subordinea Consiliului Județean. Noi am încercat într-adevăr să mergem cu cât mai multe sporuri spre spitale și direcția copilului unde într-adevăr sunt. Dar noi nu putem să depășim acest plafon pentru că prin lege este amendat ordonatorul principal de credite. Legat de protest, menționez că acesta a pus în pericol viața pacienților în condițiile în care pe secții au rămas 3 asistente în tot spitalul pe 2 etaje. Nicio infirmieră, nicio îngrijitoare, niciun medic. Medicii, într-adevăr, în acea perioadă ar fi fost oricum la raportul de gardă, deci nu pe secții. 3 pacienți din cei internați erau în pericol de cădere timpat. Consider că angajații au pus interesul propriu înainte de cel al pacienților și că nu își înțeleg pe deplin responsabilitatea medicală, care este un alt tip de responsabilitate decât aceea de a fi, de a lucra într-o uzină și a face protest întrerupând acel tip de muncă. Doctorul Ramona Ionescu a menționat faptul că toți angajații spitalului și-au onorat plecările în vacanță și nu există nicio persoană căreia să nu-i fi aprobat plecarea în zilele libere sau zilele de concediu de odihnă. Nimeni nu a fost nevoit să-și ia concediu fără plată pentru a pleca cu familia într-un concediu programat.